Bună ziua, sunt Diana Ambrus și vă prezint o ediție specială a știrilor Pro TV. Alegerile prezidențiale pot fi considerate validate. Până la această oră s-au prezentat la urne peste 35% din alegători, adică peste 1 milion, mai mult de o treime. Prezența la vot este mai mare comparativ cu alegerile prezidențiale de acum 4 ani, când până la ora 15 votaseră sub 30% din alegători. În cadrul referendumului au votat mai puțin alegători. Până la ora 12 își exprimase opțiunea peste 16%. Colega noastră Daniela Andreev se află la Comisia Electorală și ne prezintă ultimele informații despre cum decurge procesul electoral, iar Francesca Gândea este la Asociația Promolex și ne spune despre încălcările care au fost înregistrate până acum de către observatori. Suntem acum în direct cu Francesca Gândea. Francesca, bună ziua! Bună ziua, Diana, bună ziua tuturor! Cu puțin timp în urmă, reprezentanții Asociației Promolex s-au prezentat datele despre neregulile înregistrate de observatorii Asociației. Astfel, de la ora 7 până la ora 14 au fost semnalate 575 de incidente. Printre acestea se numără transportare organizată a alegătorilor, cazuri de agitație electorală, de votare în grup și mai multe cazuri de influențare a votului care au fost depistate în secțiile de votare din Federația Rusă. Urmărim în continuare declarațiile făcute de membrii Promolex. La secția de votare 194, Federația Rusă, la ambasadă. Ambele secții sunt deschise la sediul ambasadei Moldovei. La intrarea în secții, un grup de tineri oferă gratuit alegătorilor scurte albe cu inscripția Rusia-Moldova. Grupul mai oferă alegătorilor care deja părăsesc secțiile invitații la o cafenea din apropiere. Accesul în localul respectiv este numai în baza acestor invitații care sunt numerotate. De asemenea, grupul în scurte albastre, adică se vede că este un alt grup, oferă flyere cu cardul cetățeanului Moldovei în Rusia. Totodată, printre cele mai des întâlnite încălcări semnalate de observatorii Promolex sunt fotografierea buletinelor de vot sau afișarea acestora. Prezența materialelor de publicitate, afișe, panouri electorale din raza secției de votare au fost 15 cazuri constatate pentru perioada, cum spuneam, de la orele 9 până la orele 12. Agitație electorală sau PR negru în perimetru de 100 de metri, în raza de 100 de metri și sau în incinta secției de votare au fost 14 cazuri constatate. Prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta secției de votare sau în raza de 100 de metri au fost 19 cazuri constatate. Mergem acum la Comisia Electorală Centrală. Daniela Andreev ne prezintă ultimele cifre privind prezența la vot. Daniela, bună ziua, te ascultăm. Bună ziua, Diana! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Până la ora 15 s-au prezentat la urnele de vot peste 1 milion de cetățeni, ceea ce înseamnă peste 35% din alegători. Asta însemnând că scrutinul poate fi considerat deja valid, având în vedere că legislația prevede ca pentru asta la urne să se prezinte o treime din alegători. Pentru comparație, la aceeași oră, anul trecut, prezența la vot era cu aproximativ 6 puncte procentuale mai mică, mai exact 29,36%. Trebuie să vă mai spun că datele la scrutinul prezidențial și referendum sunt calculate separat, iar la ora 16, CEC va anunța care este rata de participare la plebiscit și dacă poate fi considerat deja valid sau nu. Precizez că pentru ca referendumul să treacă, la fel este necesar ca o treime din alegători să se prezinte la urne, anume pentru a vota la referendum. Vreau să vă mai spun că cei mai activi votanți sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 46 și 75 de ani, iar tinerii și vârstnicii peste 75 de ani sunt cei mai pasivi. Acestea sunt datele de aici, de la CEC. Cu altele revenim în jurnalele următoare.
Daniela, mulțumesc! Moldovenii s-au mobilizat în întreaga lume. De dimineață, la secțiile de votare din Germania și Italia s-au format cozi. La București, mai mulți tineri au venit la vot cu drapelul pe spate, iar o moldoveancă stabilită de 19 ani în Coreea de Sud a călătorit 1300 de kilometri până la Tokyo, în Japonia, ca să-și exprime opțiunea. Moldovenii din România au mers astăzi la vot cu voie bună. Unii tineri stabiliți în București au venit cu câte un drapel pe spate. Noi ne gândim că toți cetățenii care se află în România astăzi or să fie cu sufletul deschis să vină la un vot care ne urmează viitorul copiilor și al nostru. Moldovenii au mers masiv și la urnele de vot din Tel Aviv. Noi suntem familia Gangan. Câțiva moldoveni stabiliți în Turcia au parcurs astăzi 600 de kilometri din orașul Izmir până la Ankara. O moldoveancă stabilită de 19 ani în Coreea de Sud a călătorit 1300 de kilometri până la Tokyo, în Japonia, ca să-și exprime opțiunea. Am hotărât să vin din Coreea de Sud, aici în Japonia, la Tokyo, să exprim și eu dorința și speranța că țara noastră va continua acest drum frumos spre dezvoltare, spre progres, spre o viață mai frumoasă, un trai mai bun. O atmosferă mai deosebită a fost la secția de votare din Dublin. Acolo alegătorii au fost așteptați cu prosoape tradiționale, colaci și compoziții florale. Cei mai matinali au fost moldovenii din Italia și Germania. Bună dimineața, este rândul de la Frankfurt la ora 6:45. Potrivit CEC, 21.000 de cetățeni moldoveni s-au înregistrat prealabil în acest an pentru a vota în afara Republicii Moldova la scrutinul din 20 octombrie. La o secție de votare deschisă pentru cetățenii noștri aflați la Londra a fost scandal. Moldovenii care stăteau în rând pentru a vota l-au zărit în mulțime pe fugarul Veceaslav Platon. Aceștia l-au luat la rost pe controversatul om de afaceri și l-au și huiduit la un moment dat. Iuda! Iuda! Iuda, ce? Ti predal svoj narod. Da? Ja predal. Da, ti predal svoj narod. Ti prisigni tu țara asta. La scurt timp a intervenit poliția pentru a potoli spiritele. Veceaslav Platon, care mai este și cetățean rus, în Moldova este învinuit în mai multe cauze penale pentru corupere activă, escrocherie, spălare de bani și este în căutare din vara anului 2021. În 2017, acesta a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru că ar fi obținut 1 miliard de lei de la BEM. În 2020, ex-procurorul general a declarat că Platon ar fi fost condamnat ilegal în dosarul furtul miliardului și că procurorii ar fi falsificat mai multe probe. Ulterior, el a fost achitat în dosarul fraudei bancare. Rusia ar fi creat cozi artificiale la secțiile de votare din Moscova. Despre asta a spus Ministerul de Externe de la Chișinău, care a menționat că cel mai probabil au fost organizate transporturi ilegale. Rândurile la urne de vot s-au format încă de la primele ore, iar moldovenii au încins și o horă. Din motive de securitate, autoritățile de la Chișinău au decis să deschidă doar două secții de votare în Rusia. Dimineața de vreme, în fața celor două birouri electorale de la Moscova, deja erau cozi lungi. Izbirațiile ucastă că ne-a открыли Санкт-Петербург. И пришлось, видите, с сумками, с багажом, пришлось приехать в Москву. În fața secțiilor de votare a răsunat muzică, iar la un moment dat, cei prezenți s-au unit într-o horă. Într-un comunicat, Ministerul de Externe a declarat că aglomerația de la cele două secții de votare din Rusia a fost creată artificial, în scopul periclitării procesului electoral. Ministerul Afacerilor Externe a comunicat în acest sens că vedeam o organizare a electoratului, în mod special a transportului electoratului, se fac și cadouri acolo și am atenționat autoritățile Federației Ruse că este ilegal în Republica Moldova și să întreprinzi astfel de acțiuni. Fiecare secție de votare din Rusia are câte 5.000 de buletine, conform legislației electorale, ceea ce înseamnă că în total au fost expediate 10.000 de buletine celor două secții din Rusia.
Acestea au fost știrile cu o nouă ediție specială. Vă aștept într-o oră. Pe curând!